Miercuri 7 iulie, polițiștii biroului rutier din cadrul Poliției Municipale au desfășurat o acțiune pentru prevenirea accidentelor de circulație în care sunt implicați pietoni. Activitatea s-a desfășurat pe Bulevardul Mihai Viteazu din municipiul Zalău în intervalul orar 10:30-12. Ne aflăm pe Bulevardul Mihai Viteazu din municipiul Zalău, unde colegii mei de la biroul rutier desfășoară o acțiune ce are ca scop prevenirea accidentelor de circulație în care sunt implicați pietoni. Pentru a nu deveni victimele unor astfel de evenimente, vă recomandăm să circulați numai pe trotuare, iar în lipsa acestora, pe potecile laterale ale drumului public, să nu traversați strada în fugă, prin fața sau prin spatele autovehiculelor staționate, ori a mijloacelor de transport în comun oprite în stații, iar atunci când traversați trecerile pentru pietoni, să vă asigurați că din ambele sensuri nu se apropie niciun autovehicul, chiar dacă semaforul arată culoarea verde. Fiți responsabili, comportamentul dumneavoastră în calitate de pieton poate avea consecințe și asupra celorlalți participanți la trafic. Alegeți să fiți în siguranță. Legislația rutieră se aplică și pietonilor. În acest context au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale, dintre care 4 pentru traversare neregulamentară și una la legea 61/1991, ce se referă la adresarea de injurii și expresii jignitoare. Cum se pedepsește trecerea neregulamentară a pietonilor? Această abatere este prevăzută în Ordonanța de Urgență a Guvernului 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, fiind cuprinsă în clasa 1 de sancțiuni, respectiv 2-3 puncte amendă, de la 290 de lei la 435 de lei, cu posibilitatea plății amenzii în 15 zile. În primele 6 luni ale acestui an au avut loc 3 accidente grave de circulație în care au fost implicați pietoni. În primul semestru al acestui an, pe raza municipiului Zalău, din cauza nerespectării regulilor de circulație de către pietoni, s-au produs 3 accidente de circulație grave, în urma cărora 3 persoane au fost rănite grav. Și un bilanț pe anul trecut? În cursul anului trecut, comparativ cu aceeași perioadă, a fost înregistrat un singur accident de circulație cu o singură persoană rănită grav. Alegeți să fiți în siguranță. Legislația rutieră se aplică și pietonilor.